Alo, bună ziua! Gata, ne-am pregătit și ne-am echipat de scandal. Astăzi o să facem o stropire la Tuia, a doua stropire din acest an. Suntem la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie. Avem aici vermorelul, l-am pregătit. O să băgăm vreo maxim 12 litri de apă. O să folosim cele două soluții pe care m-am bătut la cap de atâtea ori. Băi, folosiți-le pentru că sunt bune și după cum vedeți, tuia ăștia arată foarte bine. Nu că vreau eu să mă laud, dar așa arată. Pentru că de fiecare dată i-am udat și i-am stropit cu dragoste și cu grijă și cu tot ce trebuie ca aceste plante să crească și să fie sănătoase, așa cum trebuie, da? Să vedem aici cum stăm cu apa. Mai punem un piculeț și vă spun imediat ce soluții folosim. Șamp 77VG și Nisorun 10VB. Acest fungicid cu cupru metalic 50% și acest acaricid. Puteți folosi și Mospilan. Eu am folosit data trecută Nisorun, mai am un plic de Nisorun. La a treia stropire, care o să fie peste cam 4-5 de zile, poate 60, depinde cum se vor prezenta tuia și ce dăunător vor fi pe aici. După cum vedeți, nu am pic de păianjen în ei și nici nu vreau să ajungă păianjenul pe aici, așa că o să îi stropim. Probabil că o să ziceți de ce îi stropim așa de des. Am văzut foarte mulți tuia afectați, foarte mulți tuia care s-au uscat și, sincer să fiu, nu vreau să ajung în situația în care să fie afectați și atacați de dăunători, așa că mai bine luăm măsuri de prevenție și îi stropim mai des și stai puțin că am puține probleme cu acest plic. Ambalajul e puțin mai dificil așa de desfăcut, că e din folie. Ăsta e așa mai mult spre hârtie. Ăsta are o culoare așa albăstruie, verzuie, va marta de fiecare dată. Ăsta e așa mai ca făină. Le punem pe amândouă, facem acum o stropire cu ambele soluții, da? Nu mai facem stropiri separate, trebuie să câștigăm timp, că mai avem și alte treburi de făcut. Punem capacul, amorsăm și ne apucăm de treabă. Luăm pompa pe care o verificăm aici în spate puțin, o punem în spate. Atenție că este destul de grea, dacă puneți 10-12 litri, o să vă treziți că vă lasă pe aici niște urme. Aceste bretele aveau niște chestii mai late pe care le-am pierdut, dar eu m-am obișnuit. Și acum o să începem stropirea propriu-zisă. După cum vedeți, ei încă sunt pe aici albăstrui, deci încă și-au păstrat din proprietățile primei stropiri. Mă sună cineva, dar ne apucăm de treabă. Se face curățare imediat după ce ai făcut stropirea, se mai infundă.
Dacă mă dai și mă speria de tine, pacoste. Dacă mai există? Nu știu dacă există. Nu cred că mai există.